Și uite așa, practic n-am timp de nimic și trebuie să ne împărțim cumva, pentru că noi nu mai avem pe nimeni care să ne ajute cu Izabela. Și atunci ori trebuie să o iau cu mine, ori trebuie să o las cu cineva. E destul de complicat. Dar ești mulțumită de jobul ăsta pe care îl are Marius? Sunt mulțumită, doar că în perioada asta îți dai seama că mi-e greu. Mi-e foarte greu, pentru că el pleacă foarte devreme și ajunge foarte târziu. Și atunci, pe lângă toate proiectele pe care eu le am în același timp, am și responsabilitatea de a o duce pe Izabela, de a o lua de la grădiniță în fiecare zi. Înțeleg că ai lipsit și de la petrecerea... Da, deci de acum două zile de fashion. Au fost foarte multe evenimente zilele astea. La una din ele mi-am dorit foarte mult să ajung, pentru că nu fusesem niciodată. Și anul ăsta în sfârșit m-a invitat și ce crezi, n-am ajuns. Pentru că Marius n-a putut să vină la timp, iar mama n-a înțeles. Ai avut ținută pregătită? Deci am stat în casă două ore, îmbrăcată, machiată, coafată, pregătită să plec. Și mama n-a înțeles că eu trebuia să plec la o anumită oră, drept care a venit cu două ore întârziere față de ora la care o rugați față de ora la care vorbisem cu ea să vină. Ai pierdut toate ținutele. Și n-am apucat să ajung. Până la urmă am fost la un alt eveniment, că trebuia să mai ajung într-un loc. Am fost la o gală caritabilă unde am primit și un premiu, primul premiu din viața mea, unde m-am întâlnit cu Ilie Năstase, care era într-o formă maximă, și până la urmă am petrecut o seară probabil mai bună decât aș fi petrecut în partea cealaltă, să știi. Dar jobul ăsta lui Marius înseamnă să se ocupe cu florile. Florile sunt foarte cerute în perioada asta. Are o grămadă de comenzi, drumuri prin oraș și așa mai departe. Nu ești geloasă? Să duce cu flori acasă la doamne, nu la domnișoare? Nu se duce neapărat. Ei au 5 magazine de care el trebuie să aibă grijă să fie în permanență aprovizionate cu tot ce trebuie. Florile sunt despre doamne, domnișoare? Nu, să știi că nici nu mi-am pus problema asta. Nu ți-ai pus problema asta? Nu. Problema e ta că nu ajunge... Ai pus-o tu acum, dar eu sincer nu mi-am pus-o. Marius, iartă-mă, nu am vrut să bag... Problema mea este că uneori ajunge foarte târziu. El muncește și în weekend, practic, și sâmbătă se duce la servici. Are o zi în timpul săptămânii marțea când dar stă acasă. Dar nu i-ai reproșat, măi, ajuns târziu acasă sau... Oi, în seara aia m-am enervat atât de rău încât i-am reproșat, dar mai mult decât atât, i-am reproșat foarte rău lui mama și după aia mi-am făcut niște procese de conștiință îngrozitoare și vreau să-mi cer scuze public în fața ei, pentru că n-am fost prea drăguță în seara aia. Apropo, recunosc. De pasional. Am ieșiri câteodată, mult mai rar în ultima vreme, dar acum am avut-o pe aceasta pentru că sunt și foarte obosită. Sunt foarte, foarte obosită. Te cred, e decembrie. Nu reușesc să dorm ca și tine, cred că mai mult de 5 ore, practic maxim 6 ore pe noapte. Și apoi restul celor câte au rămas, 18, eu sunt în niște ture din astea care nu se mai termină. Ajung acasă, Izabela are nevoie de atenția mea și trebuie să stau cu ea, să ne jucăm și așa mai departe. Izabela, ai auzit ce a zis mami? Izabela. Și în acest weekend, de exemplu, nu mă pot odihni, pentru că mâine dimineață la 11 suntem la circ, deoarece mergem la spectacolul Gașca Zurli. Duminică dimineață mergem la o petrecere de copii organizată de Luana Dănet de la revista Viva. Deci avem și un weekend plin de treabă. Îți doresc să nu te plângi, dar pe de altă nu parte plâng, să... Nu mă plâng, Doamne ferește, nu mă plâng. Să hold your horses, cum spune engleză. Aseară am fost la un alt eveniment foarte frumos, poate cel mai frumos în afară de petrecerea Viva. Cred că cel de aseară a fost cel mai frumos pe anul ăsta. Și foarte multă lume mă întreabă ce-mi doresc la anul. Le-am spus că îmi doresc să am un an la fel de bun ca ăsta, pentru că a fost un an chiar foarte bun. Și material, dacă mi-aș dori ceva, îmi doresc niște vacanțe. Deci îmi doresc mai mult decât orice în momentul ăsta, ca la anul să pot pleca măcar în două vacanțe de câte 10 zile fiecare, pentru că simt nevoia realmente să mă liniștesc un pic. Ți-l dau pe tata înapoi? Da, nu pot să-ți o las, așa, pare știu rău, că e dedicație dar, pentru tine, îmi doresc tare mult să citesc cartea. Lansarea oficială asta va fi pe 18 decembrie, eu voi fi cu el acolo, evident. Iza, vino pe final să-ți dau un pupic pentru desenul ăsta, pentru că tu de fiecare dată când vii la Raida Bun, niciodată nu apuc să vorbesc cu tine, tot timpul îmi faci cadou câte un desen. Lui mami a făcut, arată-te rog frumos ce ai făcut și lui mami. Da, o să facem caricaturista emisiunii. Nu, dar arată lui nenea. Așa, perfect. Vrea și ea să vorbească. Ăsta sunt eu. E nevorbită, fine. Zi ceva, Iza. Salută-l pe tati.
Bună, tati! Așa, salută-l pe, salută-o pe bunica. Pe tataie? Pe tataie Petre? Bună, tataie Petre! I-a adus tata o rochie chinezească și mi-a zis: mami, mi-a adus tata o rochie cu dragonel. Cu dragonei. Vă mulțumesc mult, fetelor. Uite, din China. În seara asta mami stă cu tine. Ești fericită? Și aseară am stat cu ea. Gata. Nu, aseară n-am stat cu ea, dar la altă am fost cu ea la eveniment. Gata. Tocmai cu evenimentele, ca să stau cu ea. Gata cu tot. Să aveți o seară frumoasă în familie.